De ce e cu pușca? Unde mergem? Call of Duty. Cred că o să trecem granița cât de curând. Call of Duty. Bă. Ne omoară ăștia astăzi. Băieți, dacă am căzut drop-ul aici pe Craiova. Ia uite, puști acum căpăș. Ne-am oprit la Craiova. Domnul cred că vrea să, nu știu, tragă noi cum o să tragă Steaua în seara asta în Craiova. Ne vedem pe stadion, mai avem puțin și ajungem. Salut, bă! Bă, bă, că asta e Steaua! Dar noi! Într-un singur! Ca să se știe, există o coreografie, doar că observatorul echipei, observatorul jocului nu ne lasă vreo 5 mesaje și de acolo s-a stricat totul. Intra pe stadion și unul dintre jandarmi mă controlează și îmi zice: dar tu ești youtuber, da? Hai, intră! Îți mulțumesc și sper că ești și stilist. Noi am intrat pe Oblemenco, din păcate observatorul jocului nu ne-a permis să intrăm cu 5 mesaje din coreografie. Asta e. Prima dată când calc pe Oblemenco și avem voie să intrăm în sectorul acesta, până acum am stat aici, pe undeva. Hey!
ca spectacolul din tribune să se vadă și la televizor, pentru că Steaua București a avut o coreografie. Din păcate, la această coreografie, 5 mesaje ne lipsesc. Din cauza observatorului jocului care ține cu FRF și chestii de genul. Fără fotbal, părerea mea. Dar cred că ambele echipe se tatonează acum și se învață în locul ăla. Și meciul este 0. Un șut pe poartă nu cred că am văzut. Final de primă repriză, scorul la pauză, Fotbal Club Universitatea Craiova, FCSB 0-0. A doua repriză este pe care să înceapă. Ne-am întopar cu apă, ne hidratăm și susținem Steaua în această seară, cum trebuie să o faceți și voi în meci de meci, chiar dacă este în deplasare sau este la București. Let's go!
fost penalti, a fost. I-a dat peste picioare lui Crețu de dinainte să ajungă la minge. Arbitrul nu era hotărât, iar arbitrul de margine a dat penalti pentru Steaua. Avem șansa ca atacantul nostru, Chieșeru, să marcheze pentru 1-0 și să marcheze în al doilea meci consecutiv. Chieșeru are șansa de a marca pentru 1-0 pentru Steaua și noi suntem aici alături de o galerie imensă. Hai Chieșeru! Minutul 60 și de pe cale să marcăm. Hai Chieșeru! Hai tată! Steaua marchează pentru 1-0 din penalti. Chieșeru efectiv bagă mingea și marchează pentru al doilea meci consecutiv pentru Steaua, în două meciuri destul de importante. Steaua Craiova 1-0. Antenaș Galben trece să vede 22. Gheorghe. Voi l-ați auzit pe crainicul arenei. Florin Ghencea ar fi foarte dezamăgit. Cartonaș Galben. Gheorghe. Cartonaș galben, Gheorghe, un minut de prelungire. Steaua București, tare! Acasă sau de plasare! Acasă sau de plasare! Ascultați-l, ascultați-l, crainicul arenei din Craiova. Facă totul în picioare! 17, Alex Leicea! Intră cu numărul 17, Alex Raicea! Intră cu numărul 17, Lucian Cristian! Dacă este datorită lui Iordănescu, dar efectiv în apărare de două meciuri, cel puțin la nivel aerian, mă refer la fundaj, știu să dea cu capul. Efectiv știu să dea cu capul. Știu că este o chestie minusculă, costă minusculă. Este o chestie minusculă, dar mie îmi place la nebunie. Îmi oferă siguranță că știm să dăm cu capul în minge și în apărare. Budescu! Lumea îl așteaptă pe Budescu, care este pe cale să intre. Budescu! Yeah!
doi jucători foarte iubiți la Steaua București, Cheșeru și Budescu, au bătut palma ca în ring și este pe cale să marcheze și el, sper. Chiar nu înțeleg de ce băieții ăștia ne asistă la meci, ori țin și ei cu Steaua, ori vor să facă o nefăcută. Lovitură liberă, Universitatea Craiova, FCU. Sperăm să scăpăm și de această fază. Să nu uităm că în meciul cu Sepsi am primit gol din lovitură liberă. Bine, e de la distanță, dar totuși, hai să nu ne trezim cu o surpriză, minutul 84. Acum au executat, numai surpriză nu era aia. Luptă Steaua! 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 Efectiv, Budescu a venit cu pasa în buzunar. I-a dat pasa de 2-0 lui Olaru, doar că Olaru nu a făcut preluare, cum i-a și arătat după. Pe piept, preluare și șut. Se vede, se vede clasa. Doamne, haide, fără! Doamne, cum a scăpat Victor! Doamne, cum a scăpat o pasă asta! Final de partidă, FC Universitatea, FCSB, 0-1. Am câștigat, băieți, am câștigat! Craiova, Steaua, 1-0. Să-i mulțumim lui Cheșeru, să-i mulțumim lui Cheșeru și lui Crețu. Noi ne revedem la următorul meci. Sper că în cupă cu Hunedoara, dacă nu, următorul meci cu Clinceni acasă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, că ați urmărit Steaua și ne revedem data viitoare. Ceau! Și ce putem să spunem decât hai la stadion! Și la bine, dar mai ales la greu, FC Universitatea Craiova!